România se află în cea mai gravă etapă a pandemiei, cu recorduri zilnice la numărul de cazuri și o rată codașă la capitolul vaccinare. Astfel, guvernul a reimpus restricții dure pentru a limita răspândirea infectărilor. La cinematografe, în săli de fitness sau la evenimente private vor putea merge, acolo unde sunt peste 6 îmbolnăviri la 1000 de locuitori, doar cei care s-au vaccinat sau pot dovedi că au trecut prin boală. La această incidență nu se mai ia în calcul rezultatul negativ al unui test. Întrebarea de ce nu permitem și testaților? Am mai explicat-o, există un management al riscului aici, considerăm activitățile care au fost reglementate ca activități cu risc și pentru a reduce numărul celor care pot ajunge la spitalizare, la terapie intensivă, testații, chiar dacă sunt testați, ei pot să se infecteze. Și tot la această incidență intră în vigoare carantina de noapte pentru vineri, sâmbătă și duminică, ceea ce înseamnă că persoanele nevaccinate sau cele care nu au trecut prin boală nu mai pot circula în cele 3 zile între 8 seara și 5 dimineața. Atunci când situația se agravează, iar rata de infectare depășește 7,5 cazuri la 1000, carantina de weekend se aplică întreaga săptămână. Sper că cu această măsură să încurajeze oamenii să se vaccineze, pentru că na, e singura posibilitate de a trece peste pandemie. V-ați vaccinat? Da, m-am vaccinat. Din punctul meu de vedere, o să îngreuneze din ce în ce mai mult viața oamenilor și o să ducă la separarea și divizarea lor și mai mult. Oameni buni, vaccinați-vă și după mă suntem iară toți egali. Sper că din aproape în aproape fiecare om care se vaccinează și care s-a vaccinat să facă pasul de a se apropia de ceilalți care nu sunt vaccinați. Poate de a-i convinge, poate de a merge cu ei, poate de a le arăta ce gen de informații citesc ei. Reintroducerea restricțiilor este rezultatul procentului mic de persoane vaccinate, explicat de specialiști prin lipsa educației sanitare și nu numai. România și Bulgaria sunt campioane la analfabetism funcțional. Sunt cele mai puțin educate state, formal vorbind, la nivelul Uniunii Europene și au cea mai mică rată de încredere în liderii politici. Așa că nu este întâmplător tot ce se întâmplă. Și capitala intră în carantină de weekend de la miezul nopții, iar magazinele trebuie să se închidă la ora 22. Însă situația din București este una specială. Astăzi rata de infectare a trecut de 8 cazuri la 1000 de locuitori, așa că ne așteptăm ca restricțiile să se înnăsprească zilele viitoare.